Facem astăzi un nou market update. Au apărut destul de multe informații interesante în zona economică, mai ales în Statele Unite și pentru că urmărim această piață și avem dețineri pe, pe bursa de la New York. Vom analiza astăzi care sunt cele mai importante știri. Am văzut că deschiderea a fost cu o scădere pronunțată pentru acțiunile din China listate la New York. Care crezi că a fost motivul principal știrea care a determinat aceste scăderi? Salutare! Indicele din Hong Kong a scăzut foarte mult astăzi, cu peste 6%, și principala știre care a determinat acest, această scădere a fost închiderea reuniunii Partidului Comunist, în care noul și vechiul ales președinte a spus că va implementa un mecanism de reglementare pentru wealth accumulation. pentru averile mari și pentru companiile foarte mari. În acest motiv, toate companiile principale din China au suferit foarte mult. Vedem Alibaba și Tencent au, au scăzut astăzi și hai să ne uităm puțin și pe graficul ăsta al bursei de la Hong Kong. Vedem că am ajuns la o valoare similară cu ce a întâlnit în 2009-2008, aici în timpul crizei financiare, ultimei ultimei crize financiare. Ți se pare că este un moment bun de cumpărat sau ar trebui să vindem tot pentru că naționalizează toate companiile? Eu în principiu nu am acțiuni și nici nu urmăresc piața din, din China. Sunt prea mulți sfaturi acolo care pot influența prețul acțiunii independenți de... De cum evoluează businessul, sunt multe reglementări din partea guvernului și mi se pare o zonă de risc pe care nu aș vrea să-mi-o asum. Dar, cu cât riscul este mai mare, cu atât potențialul de, de profit poate fi și acesta ridicat. Pentru cei care au, au un apetit de risc mare, ar putea să, să urmărească această zonă și să investească cu aceste, cu aceste minime pe care le, le vedem astăzi eu am o poziție destul de importantă la Alibaba și cred că guvernul din China nu, va, nu se va implica atât de mult în business, pentru că, istoric vorbind, chinezii au liberalizat piața destul de mult. Dacă ne uităm pe graficul de la Alibaba, acțiunea listată în Hong Kong, vedem că a ajuns la 61 de dolari astăzi. De la un maxim de 300 undeva în octombrie. Compania a crescut, a raportat bine în continuare. Să vedem exact ce înseamnă reglementările pe care doresc să le implementeze chinezii. În principiu, nu sunt atât de pesimist când vine vorba despre intervenția politicului în economie și mă aștept ca totuși pe viitor să vedem o creștere. Este un, un, moment bun de investiție, piața este jos, sunt companii la ofertă. Hai să ne uităm mai departe peste indicele S&P 500. Am tot spus că ne așteptăm la un rebound. Din păcate, vedem RSI-ul, Relativ Strength Index, care în momentul acestor scăderi ajunsese foarte jos, sub 30. A variat în așa fel încât acum a ajuns peste 40, dar piața nu a, nu a crescut atât de mult și a mai pierdut acest rebound din, din suflu, aș putea spune. Ne aflăm în continuare la 3750. Nu-mi dau seama exact cum ar putea să evolueze în, în viitor. Teoretic ar trebui să facem un rebound până în moving average 200, adică pe la un 4100, dar evident în funcție și de rezultatele care vor veni în perioada următoare, pentru că vom vedea urmează o săptămână foarte importantă pentru raportări. Acest indice poate să scadă foarte mult. Am văzut unele unii analiști care spun că ar putea să meargă până în acest suport din din timpul pandemiei, undeva în 2200. Eu cred că nu va evolua piața atât de volatil cum este cea din China. De exemplu, unde am, am văzut în graficul anterior, s-a ajuns până în zona din 2008 a prețurilor, cel puțin pe indici. Dar, cum spunești tu, săptămâna aceasta este foarte importantă din punct de vedere earnings. Toate marile companii, large cap de la New York vor raporta în zilele următoare și... Cred că toți investitorii așteaptă să vadă aceste rezultate pe, pe Q3, cum sunt față de, de anul trecut și de trimestrul precedent, și în funcție de asta, dar și de guidance, de ceea ce estimează, estimează companiile. Pentru trimestrele următoare vom vedea și trendul bursei pentru următoarele luni. Dacă ne uităm strict pe, pe grafic de la începutul anului, vedem un trend descrescător, o anumite rebound volumele s-au menținut relativ stabile, spre deosebire de, să zicem, de bursa de la noi, unde au tot fost în scădere de la începutul anului, deci există interes al investitorilor, dar probabil că toată lumea așteaptă următoarea ședință Fed și uh, raportările de earnings pentru principalele companii. La noi în țară avem o mișcare similară. Am văzut că după ultimele scăderi, tot așa am avut un RSI foarte, foarte scăzut. Undeva la 12, văd că a ajuns. Acum este la 45. Am pierdut și aici o parte din suflul reboundului, însă după acest semnal mag de cumpărare, am tot crescut. Să vedem până unde, până unde vom putea ajunge. O să urmeze și în România câteva săptămâni importante cu raportări și haideți să ne uităm pe acestea. Pe 25 octombrie, care este mâine, astăzi este luni, mâine este marți pe 25 octombrie, va raporta Teraplast. Nu are o pondere foarte mare în indice, dar este o companie pe care noi avem încă în portofoliu, nu știu dacă nu cumva ar fi un moment bun să fie vândut înainte de, de raportare și pe 28 octombrie, care cred că este vineri, va raporta OMV pe Trom. Aici mă aștept la rezultate foarte bune. Cred că vom avea rezultatele din ultimele trimestre în, același, în aceeași linie nu foarte bune, pentru că ei au acum o perioadă mai, mai dificilă după vânzarea diviziei de business de anul trecut, cifra de afaceri s-a contractat, au ales să se concentreze mai mult pe anumite zone ale, ale afacerilor, dar noi investim în general pe termen lung, potențialul lor pe termen lung cred că este destul de bun și atunci vom, din punctul meu de vedere, eu voi păstra în portofoliu în continuare, nu, nu cred că voi lichida Teraplast cel puțin în 2022. Vedem alte companii care vor raporta Nuclear ca Banca Transilvania, abia în noiembrie, 11 noiembrie. Referitor la companiile care raportează în Statele Unite, vedem marți Microsoft, Google, Visa, Coca-Cola, 3M, apoi miercuri după închidere Facebook, Ford. Iar joi avem Shopify, McDonald's, Apple, Amazon Intel. Sunt foarte curios cum va raporta Intel, la fel sunt foarte curios cum va raporta și, și Meta. Mă aștept Microsoft și Google să raporteze foarte bine, însă este important pentru companiile din state și ce estimări vor da pentru, pentru viitor. Săptămâna aceasta cred că e cea mai, ce mai așteptată, cea mai importantă din anul calendaristic 2022 ce a mai rămas din, din el. În ceea ce privește ședințele FED, acolo avem mai multă predictibilitate, știm când sunt. De obicei au mărit dobânda în sensul în care se așteptau și analiștii. Singura, singurul factor care poate influența Piața în mod decisiv, indiferent dacă este creștere sau scădere, sunt aceste raportări, dar mai ales guidance-ul pe care îl vor, vor anunța pentru trimestrele următoare. Până acum am avut, cred, câteva raportări la companii mai mici, nu au mișcat foarte mult piața, au fost mai mult în zona de financiar-bancar. În prima fază, influența a fost pozitivă pentru că veniturile au crescut chiar dacă pe alocuri profiturile au fost mai, mai slabe pentru băncile americane, dar cred că zona aceasta de large cap din săptămâna curentă, marile companii din tehnologie vor da trendul pentru perioada următoare. Ne uităm și pe calendarul financiar. Astăzi, în China, s-a încheiat ședința partidului și au venit și niște rezultate financiare. Creșterea GDP de la an la an 3,9 și mai sunt niște date raportate. Mie mi se par a fi niște date bune. Acum nu avem un audit pe ele. Însă, ce este mai important, joi va fi o ședință de politică monetară pentru European Central Bank. Vedem că ne așteptăm aici la o creștere de 75 de puncte până la 2% pentru politica de dobândă. Iar în Statele Unite avem un alt eveniment foarte important, și anume PIB-ul estimarea finală pentru PIB-ul pentru Q3 2022. Avem un, un forecast de 2,5% o creștere destul de bună, iar săptămâna cealaltă care care va urma, vom afla inflația în Uniunea Europeană. Se pare că vom avea o inflație cu două cifre, adică 10,1 și o creștere negativă a PIB-ului pentru acest trimestru, pentru trimestrul 3. Urmează cel mai probabil o recesiune și pentru spațiul european. Cam toate țările din Europa au o inflație deja din două cifre, cele care sunt monitorizate lunar, inclusiv țările dezvoltate din vest. Și este clar că și la media aceasta pe întreg spațiul european vom avea inflație din două cifre. Rămâne de văzut dacă va fi în zona asta de 10,1 sau mai mare, pentru că dacă va fi o raportare în creștere, din nou vom vedea o prăbușire pe zona de acțiuni din, din zona euro. Din punctul meu de vedere, cred că va fi, va fi mai mare de atât, cum am văzut și în Statele Unite, la fiecare raportare a inflației a depășit zona în care se așteptau analistici să fie și cred că și în, în Europa va fi la fel spațiul european este puțin în urmă cu creșterea dobânzilor, însă îmi place acest grafic cu care o să și închem, referitor la inflație, CPI, cum se numește, cum spun americanii, și la variația ei, vedem că dacă vom avea în continuare o variație, aici este core CPI, de 0,6% month over month, adică de la lună la lună, inflația va ajunge, core inflation, va ajunge la 6,9% în octombrie 2023. Însă, dacă nu vom mai avea creșteri pe produsele din acest core CPI, vom avea o inflație de 1,3 până în octombrie 2023, adică o scădere destul de mare și dacă vom avea o inflație de 0,4%, iată vom ajunge undeva la 3,1% anul viitor. Probabil că asta este, aceast, acest număr este mai relevant pentru, pentru noi, pentru că în ultima perioadă, în ultimele câteva raportări, am avut o creștere de 0,4% a prețurilor din Core Inflation uh, month over mans. Din punctul meu de vedere, Core CPI este doar o cosmetizare a CPI-ului care se raportează, pentru că ceea ce este cel mai important în zona de produse și servicii și care afectează puterea de cumpărare este exact ce se exclude de aici, adică energia și uh, produsele de, de consum, hrana. Acestea au avut și creșterea cea mai mare și de aceea acest scor CPI e mai puțin volatil decât CPI-ul raportat. Nu cred că vom avea o scădere cel puțin atât de abruptă cum se vede în, în acest grafic pe ultimele două de jos, ultimele două linii. Este o țintă așa cum are și BNR la noi. De obicei, aceste ținte nu au fost atinse și ar fi bine pentru populația din Statele Unite să, să aibă aceste scăderi în cazul inflației, pentru că dacă le vedem acolo, le vom avea și noi o temperare a, a inflației anul viitor, dar nu cred că va fi cazul cel puțin nu așa de abrupt, cum vedem aici în aceste scenarii optimiste. Am vrea să vedem și în comentarii pările voastre despre aceste grafice și cum credeți că va evolua economia în perioada următoare. Ne revedem în episodul următor pe curând.